Astăzi, la www.top.ro și vreau să prezint kitul Flair, kitul de make-up Flair. Cu toții știți, kiturile de make-up se folosesc foarte, foarte mult în mare majoritatea salonelor. Se folosesc special pentru buze, sprâncene, eyelinere, depinde de fiecare în parte la ce doriți să-l folosiți. Tot timpul se folosesc un kit special sau o mașină specială pentru make-up, deoarece pe buze, pe sprâncene, pe eyelinere, acele trebuie să fie mult, mult mai subțiri. Pielea este mult mai fină, mult mai delicată decât o piele pe pielea normală, pe mâini, pe picioare, pe spate, oriunde altundeva. Și de aceasta trebuie niște mașini care nu au așa de bătaie puternică și acele sunt mult, mult mai subțiri decât la mașinile pentru tatuajele normale. Și în cazul de față vreau să vă prezint kitul Flair. El vine în cutia asta de aluminiu, care puteți să luați oriunde cu voi. Chiar este o chestie așa. Înăuntru găsim mașina, după care găsim vârfurile, vine cu vârfuri, ace, două căpăcele, cablu și sursa. Aici băgăm cablul de curent la sursă, aici avem butonul on-off și aici băgăm cablul care vine în mașină. Aici sunt cablurile, cablul care vine în mașină, da, se bagă aici. Și după aia în capătul mașinii. Și cablu de alimentare și două căpăcele. Căpăcelele sunt pentru, să zicem așa, căpăcele care punem tușul în ele, da? Ori vă puneți un căpăcel înăuntru și puneți, ori vă puneți direct în el. Depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuiți. Puneți tușul în așa fel încât de fiecare dată când tatuați, da, ca să luați direct, ca să nu vă mai mișcați după căpăcel. Mașina este una chiar ok, are un design frumos, culori frumoase și sincer chiar sunt foarte ok pentru make-up. Asta vă spuneam, acele de la make-up sunt mult, mult mai subțiri decât acele de la tatuaje, să zicem așa. Aici este acul, o să vedeți că acul este foarte, foarte simplu. Acesta este cu un singur ac. De aceea la eyeliner, mai exact la ochi eyeliner, trebuie un ac foarte subțire și nu băgat atât de adânc. Ea vine cu niște vârfuri de unică folosință și ace de unică folosință, 10 vârfuri și 10 ace de unică folosință. Ele se schimbă foarte simplu, pur și simplu după ce a sternat tatuajul, bineînțeles cu mănuși pe mână, se trage de aici. După aia acul se bagă, are acolo o găurică micuță, aici așa o tijă și o găurică și se poate băga chiar acolo foarte simplu. Sau dacă veste mai mult mai ușor, puteți să desfiletați și acest cap și vedeți unde se pune acul. Da? Aici se bagă acul, este mult, mult mai ușor așa, depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuiți. Dar tot timpul să aveți grijă să nu loviți acul când băgați această prelungire de vârf, să zicem așa, deoarece riscați să îndoiți un pic acul și să nu mai intre așa de bine în piele. După aia se pune vârful se pune, se poate desfileta și se scoate de aici, după aia băgați al vârf pe ce șurub, să zicem așa, și după aia îl, la fel, foarte, foarte mare grijă și după aia îl înfiletați. Vârful acum văd că este băgat mult mai adânc, în principiu se lasă 1 mm, 2 mm, se lasă ieșit în afară, în așa fel încât să aibă cursa de 1 mm și ceva, 2 mm. 1 mm este recomandat pentru 1 mm și un pic pentru eyeliner. Unde, deoarece spun eyeliner, deoarece acolo este cea mai sensibilă piele. Pe sprâncene nu este, cine știe ce, pe buze iară este sensibilă, dar eyelinerul, când faceți eyelinerul, este foarte, cea mai sensibilă piele. Trebuie să aveți mult mai multă grijă decât ați face pe sprâncene. Sprânceana este aproape aceeași piele, să zicem așa, chiar un pic mai moale pielea de cum este pe mâini sau pe picioare. Dar pe eyeliner, chiar sub ochi, este foarte important să aveți foarte, foarte mare grijă. Și de aceea este bine să lăsăm un milimetru și ceva acum afară și să facem încetul cu încetul, să facem foarte subțire, să avem foarte, foarte mare grijă. Da, de aici îl pornim și oprim mașina, deci este foarte simplu. Pe lângă asta avem aici un buton în sus și în jos, care putem regla voltajul în așa fel încât dacă dorim să meargă mult mai repede mașina, să aibă mai mare forță sau mult, mult mai încet. Depinde de fiecare parte cum o să fiți obișnuiți, de aceea este bine tot timpul să învățați de undeva, să exersați pe pielea sintetică foarte, foarte, foarte mult timp până să vă apucați pe o piele normală, să zicem așa. Acesta ar fi kitul Flair, kitul de make-up. Un kit chiar complet cu absolut totul. Avem mașina, avem sursă, avem ace, avem vârfuri, avem căpăcele, cablurile, avem și această servietă de aluminiu care puteți să vi-l țineți, să, nu știu, să mergeți cu el într-o parte și în alta, să vi-l țineți la salon. Chiar este o chestie convenabilă, să spunem așa. Deci chiar este un kit care chiar vă sugerez să-l încercați.
pentru cei care faceți make-up, chiar este un kit care chiar neapărat vă trebuie. Și tot timpul vă spun, încercați cât mai multe chestii, în așa fel încât să vedeți cu ce vă este bine, cu ce vă obișnuiți. Chiar vă sugerez să le încercați, sunt niște aparate uimitoare, sunt niște aparate ușoare și sincer chiar subțiri, putem spune, pe partea aceasta, că tot timpul la make-up vă trebuie, să știți tot timpul că la make-up vă trebuie mânerul să fie cât mai subțire, ca să țineți scala un creion cât mai în jos și cât mai subțire, să zicem așa, ca să fiți cât mai aproape de ochi, ca să vedeți cât mai bine și să puteți controla mâna cât mai bine. Da? La tatuaje este invers, vă puteți lua un mâner mult mai gros, că este mult mai simplu și mai ușor. La make-up trebuie să stați acolo foarte, să croșetați, cum se spune, adică să stați foarte atenți acolo la fiecare liniuță și de aceea vă trebuie un mâner mult, mult mai subțire și să fiți mult, mult mai aproape de ac, să spunem așa. Acesta ar fi kitul de la Flair, kitul Flair, putem spune, de make-up. Vlad de pe tatuapunct.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!